non fa mai solo. Și vreau să spun că bravo băieților că au contribuit. Dă-le, le dă Domnul sănătate, să mai ajungem la anul și să contribuie și alții care au dorință. Vă felicit cu sărbătoarea Hramului Satului, multă, multă sănătate și veselie în continuare. Dar cine sponsor? Așa, sponsorii. Cernei Dumitru, Ranga Sergei, Țăran Andrei și Țăran Sergei. Bravo lor! Și sănător! Fii sănătoși! Iată, vă să găsiți Nicolae, da, tot maestru sport. Dacă să ajungi pe sport, te-ai bravo lor, noi suntem ucenicii lor. Bravo, bravo. 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 Sărbătoarea asta, sponsorii sunt frații Țăran, Andrei și Sergei. Și Dima Ciornei și alu Ranga, Senii Ranga băieți. Dacă ești patru, o sponsorizat și-o făcut ca sărbătoarea să fie o sărbătoare foarte frumoasă, cum vedeți, s-a făcut așa Cărdușean, tot tolibă, vește cumpărat și carne. Dar degeaba. În care au fost o cumpărat, au fost degeaba la toată, tot satul. Toată lumea sunt. Șașlicul a fost degeaba. Șașlicul degeaba, tot degeaba. Da, eu n-am măcat. Așa că îți dăi Dumnezeu sănătate la așa oameni care au sponsorizat, care au făcut așa lucruri. Da. Îi mulțumim foarte mult. De hrani Mihaila. Vine cu felicitări de această sfântă sărbătoare care Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril ne ocrotesc satul nostru de toate relele și plecăm la biserică ca să ne rugăm ca ei să ne acopere cu aripile lor îngerii Arhanghel de toate relele și de toate nevoile. Avem ca oaspeți astăzi invitați alături de mine, colegi de-ai mei, primarul de la Marianca de Jos, doamna Inga, primarul de satul Ursoaia, Elena Mărginea, consilierul local, Nicolae Chiston, Anatol Iepure, Hagimus! Dar te iubesc, cred că ești. Suntem în așteptarea echipei Partidului Democrat.
sponsorii principali acestei seri frumoase. În localitățile din Raionul Caușani, în 6 localități, e hram astăzi. Și de atâta președintele Raionului a hotărât ca să încheie toată sărbătoarea aici la Chircăiești. Acum e la Cârnățeni alături. Trebuie să ne sosească din minută în minută. Așteptăm cu echipa cu toți. Și venim, administrația publică locală, cu câte un mic cadou și o scrisoare de mulțumire de oamenii care parcursul acestui an, desigur că au contribuit câte ceva pentru acest sat al nostru. Și nu în ultimul rând, desigur, asta cu o plăcere deosebită, 5 familii tinere care muncesc în Rusia și s-au născut aici. Aici sunt înmormântați și părinții care decedați în altora. Aici îmbătrânesc părinții alu Altbet. 5 familii care astăzi o să le înmânesc câte o scrisoare de mulțumire care astăzi ne-au bucurat cu așa o căsuță frumoasă. Ați gustat cu toții din bucatele care băieții le-au preparat și le-au cumpărat. Sponsori, băieții au sponsorizat lupta liberă Trânta cu 2 berbeci, iepuri, cocoși, cupile toate. Băieții, am vorbit cu dumnealor și cred că o să ne susțină. Avem o propunere de proiect. Băieții au spus că nu o să dea într-o parte, o să ne susțină și o să facem ceva frumos pentru sat. Poate s-or mai adăuga, care-s plecați psihotare, să facem un zâmbet pentru oamenii care rămânem aici. E cam trist la noi, dar totuși noi trebuie să trăim, trebuie să mergem înainte. Primăria satului Chircăiești se decernează familia Ranga, Sergei și Viorica pentru participare și implicare activă, devotament, contribuție și aport la soluționarea problemelor comunității. Vă transmite pe această cale urări de bine și sănătate, succese remarcabile în munca nobilă pe care o depuneți pentru prosperarea satului. 21 noiembrie anul 2017. Sergiu, eu vă aștept! Țăran Andrei, băieții care vă doare sufletul, urcă cu aici să spui două cuvinte, eu te rog. Și vreau să vă mai spun că băieții au mai contribuit cu focuri de artificii care, când o să vină Donița German, mai avem o surpriză de la domnul Rusu, o să ne vină Lenuța Gheorghiță la ora 11. Nu! Atunci ați fi cel mai vies. Dar pe cum? Sergiu. Vă mulțumesc foarte mult. Eu și pot spun. Numai sănătate la tot satul. Eu vă iubesc. Și v-ați în minte. Și n-ați vă uitat niciodată. Așa trebuie. Mulțumesc. Se discernează familia Cernei, Dumitru și Natalia. Mulțumesc. Bună seara, puteți cu sărbătoarea cu ziua satului. Străiți, vă veseliți și întâi anul să ne întâlnim mai des de așa sărbătoare. Mulțumesc! Se decernează cetățeanul Țăran Andrei pentru participare activă și sponsorizarea acestei sărbători. Stim Andrușa! Bună seara, vă mulțumesc frumos! Ne-am adunat tare mulți oameni. Sper că la anul să fim încă mai mulți. Și sper să petrecem o sărbătoare de plăcere. Se decernează familia Turgovțov Oleg. El nu-i prezent și o să-l rog pe Andrei să-i transmită lui Oleg că și el a contribuit cu familia la această sărbătoare care astăzi noi să ne distrăm. Se decernează familia Țăran Sergei și Liliana pentru participare și implicare activă, devotament și sponsorizare. Să ne trăiți! Bună seara! Mă scuzați bine că am reușit. Vreau în primul rând să le mulțumesc la băieții care au făcut noutate treaba asta, că ei cea mai tare s-o stărui pentru noi, am sponsorizat, dar ei s-o stărui cea mai tare și-o retrăit. Și așa că vă urez un hram fericit și, cum au spus fratele, de an pe an, să organizăm și să facem
suntem, cum, ne ascultăți într-un sat și trebuie să organizăm și să tragem în satul nostru, numai că ne-am dus cu care psihotare, care rămas pe loc și trebuie să ne unim și să organizăm mai departe an de an, să păstrăm tradițiile bunieilor, străbunieilor noștri și a părinților noștri. Vă mulțumesc din suflet și o sărbătoare fericită! Acum aș dori în tot anul, 4 ani la rând, 4 ediții am petrecut a festivalului care servim zamă de pești cu mămălingă în centrul satului. Și vreau să vă spun că peștele, 4 ani la rând cu pește ne sponsorizează domnul Vidrașcu Ilie, persoana care de la Iazul din Jeanchiu în tot anul ne aduce pește ca noi să sărbătorim și să ne veselim. Domnul Ilie, cu doamna Maria, vă rog frumos, apropiați-vă și mai departe vă rugăm că tradiția o să meargă festivalului mai departe. Bună seara, dragi ticăreșteni, vă dorim sănătate, fericire, lungă viață și lungi ani înainte ca să vă întâlniți, să petreceți hramul satului. La revedere! Sănătate, domnule, și îți mulțumim frumos! Din acești băieți care de la Rusia muncesc, ei au sponsorizat, dar a fost un om activ, o persoană care a construit această colibă, care și-a bătut capul de toate, a alergat, a muncit și aș vrea și pe dumnealui să-l decernez. Familia Banu Nicolae și Iulia. Bună seara! De Doamne, în tot anul să fie așa, sponsori mai mulți și noi lucrăm. Vă mulțumim! Bravo! Se decernează familia Pascar Vasile, persoana Lemnaru, care ne-a făcut fântânița din preajma primăriei cu flori frumoase. Îi mulțumesc lui Vasile. Noi am mers cu propunerea, dumnealui a acceptat și ne-a ajutat. Pascar Vasile, Vasi, dacă ești, apropii-te, te rog. Primăria satului Chirgăiești, familiei Untu Grigore și Ludmila, cu ocazia a 50 de ani de căsnicie, vă aducem un omagiu cu miros de gutuie și crizanteme. Căsătoria este un legământ sfânt și o binecuvântare dată de Dumnezeu. Viața v-a adus zile frumoase, bucurii și fiecare din dumneavoastră. V-ați oferit reciproc înțelegere, îngăduință și multă dragoste. Ați creat o familie. Vă dorim să aveți în continuare momente pline de fericire și multe împliniri sufletești de care să se bucure întreaga comunitate. Cu părere de rău, doamna Ludmila se află în spital la Chișinău, dar cadou și mesajul de la administrația publică locală, eu sper că să ajungă la dumnealor. Cum se întoarce, am să plec personal și am să le duc această plapumă, care după 50 de ani căsătorie, cred că s-or cuprinde amândoi alături și s-or înveli să le fie cald. Se decernează cea mai longevită persoană din satul Chircăiești, doamna Vișnevski Tatiana, născută la anul 1926, cea mai vârstnică persoană din sat. Venim să ne exprimăm profunda recunoștință pentru activitatea de o viață. Ați contribuit la bunăstarea întregii societăți și v-ați dedicat creării viitorului. Dumneavoastră ați format generații, ați clădit istoria neamului și rămâneți a fi rădăcinile continuității. Doamna Tatiana a fost fiica, i-am transmis cadou, diploma să o transmitem mâine și îi dorim multă, multă sănătate. Dacă am felicitat acum cea mai longevită persoana satului cu mai în vârstă, acum cel mai tânăr cetățean a satului Chircăiești. Familia Sârbu, Sergiu și Tatiana, odată cu venirea pe lumea bebelușului vostru a mai apărut un înger pe numele Cristina, născută la 13 noiembrie.
să fie sănătoasă și norocoasă pe drumul vieții, să vă bucurați de darul ce a apărut în viața voastră. Un copil face familia mai fericită, dragoste mai puternică, răbdare mai mare, mâinile mai ocupate, nopțile mai lungi, zilele mai scurte și viitorul mai luminos. Să ne trăiți, Sergiu și Tatiana și Cristinuța! Se decernează Bumbu Parascovia. O cunoaștem pe toții, cântăreața de la Sfânta Biserică și o gospodină, o meșter popular care întotdeauna am fost la ziua vinului la Căușani. Dumnezeu ne oferă nouă toate broderiile ei. Are o expoziție întreagă acasă. Și aș vrea ca în această seară să-i mulțumesc, fiindcă toți acești ani Dumnezeu ne susține și ne mândrim cu așa gospodină. Doamna Bumbu! Vă mulțumim frumos pentru cuvintele voastre, pentru susținerea satului. Tare bune lucruri și frumoase ați făcut la noi în sat. S-a văzut că este o gospodină mare și de treabă și cu credință. Vă mulțumim la mulți ani să trăiți. Să trăiască Chircăieștiul! La mulți ani! Să te văd sănătoasă! Mulți, mulți ani! Pentru participare și implicare activă de votament, contribuții și aport la soluționarea problemei comunității, familia Osipov Eduard și Liliana. Bine, transmiteți. Andrei, transmiți-vă. Și mai avem o diplomă aparte, o diplomă care de la ziua vinului. Un gospodar din satul nostru a luat această diplomă frumoasă, o familie puternică. Se decernează cu diplomă de gradul 2. Familia untu Victor și Valentina. Să mă iertați, nu pot citi, nu văd ochelari. Pentru cel mai bun vin din Vița de Vie Moldova. Am servit cu toții la Căușeni. Așa că doamna Valentina nu-i cu domnul Victor, dar am vrut să știți că în satul nostru avem oameni gospodari care primesc asemenea diplome. Băieții de la Rusia, văd că fotbaliștii sunt cineva. Astăzi a avut un turneu unde au participat 4 echipe. Și echipa de la Chircăiești, am înțeles că a luat locul întâi. Băieții de la Rusia au cumpărat cupa. Și aș dori ca dumnealor să le omâneze echipei de fotbaliști. Băieții de la Tanatar și Baccelia sunt să-și iei premiile de la fotbal. Urcați sus, băieți! Băieți! Este locul 2, da? Locul 3, băieți, care? Și avem un premiu deosebit pentru cel mai bun atacator sau marcator. O bătut și cele mai multe goluri. Se dă Buța. Poftim. Ghinii și de mesul mele împrejur cu nemurele. Să trăiești, nepoate. Sănătate și așteptați, DJ-ul vine de la bal. Locatarilor comunității Chircăiești, am venit tocmai de la Ștefan Vode să le urez multă, multă sănătate. Bună seara, mulțumați locuitori al satului Chircăiești. Sunt foarte onorată să fiu alături de dumneavoastră aici, în satul Chircăiești, deoarece sunt vecina dumneavoastră, o vecină din satul Ursaia și am venit aici cu un mesaj de felicitare din partea locuitorilor satului Ursaia.
Sunt foarte bucuroasă să mă aflu alături și de doamna primar, de doamna Galina, pe care o stimez foarte mult, gospodina satului. Un primar cu o capacitate de lucru foarte înalt. Galina, să ne fii sănătoasă, ne mândrim cu tine, ești colega noastră, ești o putere, ești o femeie curajoasă, o femeie de care avem ceilalți primari ce să învățăm. Vă felicit din tot sufletul din numele locuitorilor satului Ursoaia cu hramul bisericii dumneavoastră. Cu hramul... Bună seara, oameni buni! Vreau să vă aduc mare mulțumire că v-ați adunat în seara asta și să sărbătorim marea sărbătoare a satului nostru, Sfântul Mihail și Gabriel. Și vreau să aduc mulțumire doamnei primar, doamna Galina, că am avut un mare noroc ca să avem așa primar stăruitor, care a făcut foarte mult pentru sat și dorim ca mai înainte să o susținem și să facă fapte bune și lucruri care ne va face față satului nostru și sătenilor. Vă mulțumesc pentru toate cele bune. La revedere! Mulțumesc! Domnul Sergiu, tare vreau leacă microfonul, îl oferim! Bună seara, oameni buni! Vă mulțumesc că ați venit la ziua de azi. Îmi pare bine că în sat Chircăiești s-a adunat atâta lume. Îmi pare bine de activitatea primarului de astăzi. Și aș vrea să vă invit pe toți, ca să fim, că-ți acceptă locul ăsta, că-ți mână de la mână, ca să facem drumul de la Căușeni la Chircăiești. Din partea noastră, din partea familiei Burlac, eu propun 500 de euro la primăria Chircăiești pentru să repare drumul ăsta. Și aștept și contribuțiile dumneavoastră. Da, domnul Serge Burlacu, dar mai trebuie un 37 de milioane costă proiectul. Dar totuși e bine că lepta dumneavoastră. Totuși nu trebuie să fim indiferenți. Cuvântul îi ofer domnului Anatol Iepure, primar de Hagimus. Bună seara! Vreau să vă felicit cu sărbătoarea, cu hramul. Primarul de satul Tânătari. Stimați chercăreșteni, eu vă zic bună seara. Permiteți să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi, Mihail și Gabriel. Vă doresc multă, multă sănătate și ca în casele dumneavoastră să prospere bucuria și fericirea. Ne-au mai sosit niște oaspeți. Domnul Alexandru Cojocaru, directorul Spitalului Raional Căușeni și primarul de Tocuz, domnul Alexandru. Bună seara, mă stimați doamne și domni. Sunt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră într-așa o sărbătoare frumoasă, cum este ziua bisericii satului, Sfinților Arhanghel Gavril și Mihail. Vă aduc sincere mulțumiri pentru tot ce faceți dumneavoastră, să fie sănătoși copii, nepoți, să fiți dumneavoastră sănătoși, să aveți de toate. Vreau să vă spun că aveți un primar extraordinar, cu energie mare, cu suflet mare, îi doresc și dumneavoastră sănătate. Sunt bucuros că alături de mine mai sunt colegi primari, sunt personalități. Vă doresc numai bine și o seară plăcută mai departe. Bună seara, mulți stimați locuitori al satului Chircăiești. Eu vreau să vă doresc din suflet multă, multă sănătate, prosperitate, să vă bucurați în viitor cu așa primar. Colega meu, mă mândresc chiar că am așa colegă. Să fie sănătoasă, să vă fie și dumneavoastră sănătoasă, mulți stimată doamna primar. Să aveți realizări frumoase, să vă bucurați de ceea ce faceți, mulți, mulți ani înainte și toți fericiți. Mulțumim! Dragii mei, eu vă iubesc mult, mă închin în fața dumneavoastră că sunteți alături și distrați-vă și odihniți-vă. Sănătate, Chircăiești! Pahar, tu ne-ai spus, da, mai am, 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 da, m
ajunge doi pahari, dacă ești treabă care e mare. Cu ansamblu de dansuri rom. Că niciodată nu poți cumpăra un suflet cât de mult bani ai avea. Are sârpeie să faci o horă frumoasă aici, astăzi, ziua voastră, și să gândim cât mai tare! Nu fără cum se joacă, dar nu fără cum se joacă. Dar să nu cu
Asta e carne, carne. Carne care am să o mâncăm. Da, șoșleș. Împreună. Amuiați, mănânci de cei flămânzi, da? O să mâncăm tăs. Păi, e mai tot spui. Păi, de unde mai să-l spui, nu? Tot spui. Oh,
Oamenii au fost la noi, oameni care au avut performanță și au avut dorjuri tare mari. Și nu au făcut nică pentru satul lor. Așa e pe lor. Dar eu am vedere că astea... Păi că o muiere, cum zice astea. Și astea au mers că au dat cu șef la tăt și astea. Ia ca tăle te spui ceva. Ia ca tăle des. Ia bravo la, ia ca bravo la băieți. Ia ca pică, îl vezi ca pică. Da. 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 Ia ca pică, ne-o treabă. Poate abia așa mâine treabă. Ok, 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 ok. La sărbătoarea de azi. Ce e plec italianul? Ia fac cu piedă, dar nu e iuna. Ia vine în coace. Ce e special? E special. Cu aer Cum e mâncarea, băi? Foarte bună. Agrătură. Parghetamă de pește. Bună seara! Sărbătoare! Hai să vă mulțumesc de mâna mă de Открывай глаза, спящая красавица, поцелуй меня. Мне тебе пора идти, ты буди, ты буди, буди. Să joc cu tine, tiri-di-di-di-da. Mă desă, uită-mă bine, tiri-di-di-di-da.
Штанюша, всички четири мъники без молитва, трети племянска педяв са мить куци. Îți mulțumim frumos, ne-ai adus o atmosferă extraordinară. S-a trezit sângele neamului. Dansăm, ne veselim. Așteptăm următoarea surpriză de la domnul Vladimir Rusu. Ne vine Nenuța Gheorghiță. O așteptăm cu toții. Uitați-vă că am primit acum un mesaj cu florile acestea. Eu vă doresc o sărbătoare frumoasă, așa că rămâneți aici că o să fie fierbinte, după cum se vede, da? Și de acum înainte. Și acum mai aveți o cosăteancă aici. Este vorba de doamna Ludmila Civotaru, nu știu, o cunoașteți? Toată unii dintre dumneavoastră. Am înțeles, este familia Matei după fată, da? Că cunosc o stărită, da? Familia Matei, doamna Ludmila Matei, după familia de fată mare, este profesoara mea de limba engleză. Ați văzut și frumos am cântat în englez, da? Pe că asta e mă învățați cântarea. Așa că mi-a spus bine că v-ați apropiat cu mesajul ăsta și cu florile, pentru că m-a rugat să transmit și de la Chișinău din partea ei cele mai calde și sincere felicitări cu ocazia hramului localității de Baștină. La mulți ani, dragilor, vă cuprind, sunteți tare frumoși, minunați, vă rog să nu înghețați, vânțuiți-vă, schiuiți. Dar acum, dragii mei cosăteni, cei mai dragi scumpi, avem o specie totuși, președintele raionului, o venit de pe 6 sate și așa s-a ajuns la noi. Îl iertăm, că e a nostru. Și cu domnul președinte, poftim Nicolae Gorban, președintele raionului Caușeni. Băiat care mă susține întotdeauna și o echipă care eu ies ca o piatră, dar eu mă ascund pe dânsii. Domnul Sergiu Sârbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, PDM. Vă rog, avem un mesaj de felicitare de la primăria Varnița. Băieți, sus! Să știți că jumătate de țară e cu noi și alături de noi. Să ne bucurăm cu toții. Îi oferim cuvântul. Da, dar unii domnul Grigori. Mă tin că l-a ocupat mașinile acolo, l-a prins și nu. Ia la prochete. Să te uite ranele, grijă. Domnul Grigori, primarul de orașul Căușeni. Grigori Pisiuc. Așa, începem desigur, cum crezi dumneavoastră? Cui oferim cuvântul? Desigur, domnului deputat. Domn Sergiu, scurt, clar și cuprinzător. Mulțumesc, doamne primar. Bună seara, Chircheștea, mulți ani, dragii mei, stimați prieteni, din numele conducerii Parlamentului, din numele conducerii Partidului Democrat, sincere felicitări cu ocazia frumoase sărbătoare, sărbătoarea hramului localității și, doamnă primar, vreau să vă spun că sunteți o doamnă extraordinară, un primar extraordinar. Dragii mei, să aveți grijă de acest primar care are grijă de localitatea dumneavoastră. A făcut foarte multe lucruri frumoase și încă va face foarte multe lucruri frumoase și bune pentru sat, pentru oameni. Iar noi împreună cu domnul președinte al raionului, împreună cu autoritățile, vă vom susține în continuare și vom fi alături de dumneavoastră în tot ceea ce ține de dezvoltare socială-economică a satului, a localității, ca să avem cât mai multe proiecte frumoase de infrastructură. Și să nu uitați, cea mai mare bogăție a țării sunt oamenii, sunt dumneavoastră. Și noi sperăm foarte mult ca zâmbetul de pe buzele copiilor, aceștia frumoși care sunt astăzi aici, care deja poate dorm, niciodată să nu dispară. Dragii mei, noi înțelegem că încă sunt foarte multe probleme, dificultăți, dar doar fiind uniți, consolidați, vom putea să le rezolvăm. Doar așa vom putea să mergem înainte. Dragii mei, multă, multă sănătate, pace în familie, mulți ani! Eu oferesc cuvântul domnului președinte a Consiliului Raional Căușeni, domnul Nicolae Gorban. Poftim, domn președinte! Bună seara, stimați locuitori ai satului Chircăiești, stimată doamna primar, stimați domn primar, stimate deputat. Sunt onorat să fiu aici alături de dumneavoastră să sărbătorim această sfântă sărbătoare Arhanghel Mihail și Gavril ai satului dumneavoastră și a bisericii care
este situat în satul dumneavoastră. Din partea Consiliului Raional vin cu un mesaj de felicitare și vă doresc fie că această zi frumoasă să vă fie de bine, să vă fie o zi care vă reprezintă dumneavoastră ca sat, ca neam, ca țară. Fie că această seară și zi minunată să aveți lumină în suflet, bucurie, să fiți așteptați de cei dragi acasă. Și nu ultimul rând, vreau să vă doresc succese, mari realizări și proiecte interesante. Dar noi, la rândul nostru, ne vom pune umărul pentru a realiza aceste succese și proiecte care vor beneficia locuitorii acestui sat. Permiteți-mi, din numele Consiliului Raional, să-i aduc o felicitare și un succes și mari realizări, doamnei primar, și vreau să-i onorez o scrisoare de mulțumire pentru tot ce face dumneiei în satul dumneavoastră. Scrisoarea de mulțumire se decernează doamnei Galina Ceban, primar al satului Chircăiești, în semn de înaltă apreciere a activității dumneavoastră, în vederea promovării reformelor în administrația publică locală, efortul depus în dezvoltarea social-economică durabilă a localității, în care aveți onoarea de a fi primar, și cu prilejul hramului Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cu respect președintele raionului Nicolae Gorban. Mulțumim, doamna primar, pentru efortul și munca depusă pentru cetățenii care, eu sunt sigur că ei se mândresc pentru succesele dumneavoastră și în dezvoltarea social-economică a satului Chircăiești. Și un buchet de flori să fie așa de frumoasă, sprintene și cum ești de fapt matale. Eu vă mulțumesc mult pentru ceea ce faceți dumneavoastră, pentru ceea ce veți face și vă doresc succes, mari realizări și vă ajute Dumnezeu în toate. Dragii mei cetățeni, chircăieștenii mei cei dragi, vă mulțumesc frumos că ne-ați încredințat votul și eu cred că nu v-ați dezamăgit. Și vă mulțumesc de susținere. Eu vă iubesc mult. Îi ofer cuvântul domnului primar de Căușeni, un băiet care întotdeauna este energic și un băiet care vorbim, discutăm, ne ajutăm colegial. Sănătate, domn Grigore! Să trăiești! Domnul primar, sănătate din asta, succes! Stimați locuitori a satului Chircăiești, permiteți din partea tuturor locuitorilor orașului Căușeni să vă doresc sănătate, succes, mari realizări, să aveți posibilitatea să vă îndepliniți toate planurile care sunt. Și clar că îmi pare foarte rău, foarte rău că la ziua vinului ați câștigat a treilea punct pe vin și îmi pare... A doilea loc pe vin, ceea ce data viitoare facem la dumneavoastră ziua vinului și o să câștig primul loc. Sănătate, mă vreau succes, să ne fiți, să ne trăiți! Diploma de onoare doamnei Galina Ceban, primar al satului Chircăiești. Vă aducem un călduros omagiu și sincere mulțumiri pentru merite deosebite și contribuție remarcabilă în promovarea și dezvoltarea infrastructurii satului, colaborare și cooperare în programe pentru prospera bunăstării serviciilor publice locale și realizarea obiectivelor pentru promovarea intereselor localității. Cu stimă și respect, primarul orașului Căușeni, Grigorie Repeșciuc. Mulțumesc! Aș vrea să ofer cuvântul reprezentantului primăriei Varnița, care sunt, acolo lucrează și un băiet de-al nostru în satul Chircăiești, care nu mi-e rușine niciodată, că este contabil șef acolo, e un băiet de aur. Domnul s-a ascuns, unde e el? Unde rușește lâsina, știți că e el? Îi ofer unul reprezentat, două cuvinte. Mă scuzați, orat public, vă felicit în adică sărbătoarea. Lâsia s-a adus eu, asta e domnul. Și vă fericit de-o dată prilejul sărbătorii care o aveți în localitatea dumneavoastră și vă doresc mult succes în ceea ce faceți. Îi doresc mult succes primarul dumneavoastră care realizează și face foarte lucruri frumoase în localitatea dumneavoastră. Și îmi pare rău că domnul primar nu știe ce loc a luat localitatea din raionul lui în
satul Chircăiești. Cred că asta e un lucru care, da, el e, el e ocupat, el nu știe, el e implicat în alt chestii, el atrage investiții în raion, el face tot pentru noi. Mă bucur. Și vă spun scurt, clar și cuprinzător. Vă doresc mult sănătate în primul rând. Și când ești satul Chircăiești, mult sănătate. Dacă primarul dumneavoastră a să realizeze tot ce s-o pus în plan și cu domnul deputat, care a spus câteva minute în urmă cuvintele lui, noi o să realizăm toate, înainte și înainte! Să ne iertați că v-am luat din minutele dumneavoastră de relaxare care așteptați să dansați cu toții. Și încă o dată, vă mulțumesc frumos că ne-ați încredințat votul, să știți că niciodată nu mi-e rușine să mă uit în ochii dumneavoastră că muncesc zi de zi. Și vă mulțumesc, sunteți alături. Eu vă iubesc și distrați-vă mai departe. Cel mai sponsorul principal, v-am spus, este Partidul Democrat. Al doilea sponsor, Vladimir Rusu. Al treilea sponsor este Moara, Alexei Uzun. Să-i vedem sănătoși, pace și sănătate. Noi vă iubim. Consiliul Raional, desigur ați văzut, dansatorii de la Spicușor. Sunt plătiți decât Consiliul Raional. Sănătate și numai bine. Dansați, bucurați-vă, veseliți. Să ne trăiți băieții de la Rusia care munciți încă o dată. Așteptați-ne că noi venim acolo cu domnul deputat. Strângeți fiasco! Господи, помилуй.